Ia zi, ieșim și noi mai târziu undeva? Iar? Păi da, n-am ieșit acum câteva minute. Mă bela, să știi că am și eu nevoie de o perioadă de recuperare, un 24 de ore măcar, că eu nu sunt ca dopații ai tăi de la tine din film. Eu nu mă tratez cu chimicale, mă păstrez bio pentru tine, că știu că ție-ți place calitatea, nu? Ziceam să ieșim undeva în oraș, la o cârciumă. Hai, ia zi, unde mă scoți? Ok, facem sex. Bine mă, chitră, facem jumate-jumate banii. Da, dragă, că eu nu sunt chitră. Jumate e mult. Adică să știi că m-ai prins într-o pasă cam nasoală cu banii, pentru că eu nu mai am decât un arestat în beci, deci s-au subțiat și încasările. Chiar mă gândeam să investesc în altceva, dar și pentru investiție trebuie bani. Păi de ce nu zici așa? Păi... Uite, poate investesc eu, că oricum te plătesc pentru stimularea imaginației și așa te-aș plăti legal, pe factură. Și toată lumea o să fie mulțumită. Ce zici? Pot eu să te refuz pe tine, Bela, că uite, mai am un ciorap păi aici. Păi nu poți, mai ales când e vorba de bani. Uite, o să semnăm un contract de prestări servicii. Hm? Da. Să zicem servicii de curățenie, e ok? E super ok. Și de când... începe contractul. Păi de acum. Da, ce bine! Da. Încep serviciul de cleaning cu mine. Mă simt așa puțin murdară. Dar ce zic eu puțin? Mă simt, uite, foarte murdară, știi? Va trebui să freci foarte bine. Da, și... Știi cum se pleacă să albim un pic rufele, să... Începem cu cioratica, așa se începe întâi cu rufele mici, cu rețetul de viro mai mori. Pe bune? Chiar vrei să o ținem într-un scandal așa non-stop? Nu te lași până nu ne dau ăștia afară din casă, nu? Adică eu spun că urmează să vină factura de la spital și trebuie plătită și asta înseamnă că am chef de scandal? Zi mai bine că n-ai tu chef de muncă. Și eu? Eu n-am chef de muncă? Nu, eu, că eu stau pe coadă ca... Așa jignește-mă, fă-mă cum îți vine ție la gură. Ca tăurașul vreau să zic, da, dacă te simți bou. Nu mă simt nimic! Deci recunoști că ești nesimțit și că te doare sub coadă de soarta mea și a copilașului nostru. Bă, nu mă doare sub coadă! Mă gin non-stop să fac rost de bani! Ia uite-l, el se agită, nu-mi spune! De câte ori ai fost mă la secție în ultima vreme? N-am mai fost, dacă ei nu m-au chemat. N-or mai fi prins nimic, n-or avea niciun suspect. Ce vrei să mă duc să stau acolo? Păi și dacă aia sunt fătălăi, tu ce faci, mă? Stai și mor de foame în casă? Păi își permis să o frece, că stau pe lefuri grase, dar tu? Mișcă imediat la poliție și fă copii după dosarele alea nesoluționate. Că le rezolv eu, mă. Le spun eu cine-s făptașii, că doar am fost spion și detectiv și mă pricep. Hai, mișcă, ce te uiți așa cu ochii aia de bou ai vrut să zici, nu? De bou! Tu ai zis. Da. Ce faci, armăsarule? Te-ai refăcut? Adică mi s-a cam pus praful pe... știi tu ce? Și trebuie să vii să-l curez, că doar avem contract, nu? Păi da, nu ți l-am șters azi dimineață. Ba da, da, știi că aici în centru e poluare mare. Și am și șantierul ăsta peste drum. Hai, hai, mobilizează-te că deja ți-am făcut o plată parțială. Ia, verifică-ți contul. Imediat! Adică, imediat o să-l verific, dar devenit o să dureze puțin, că eram și eu în cadă, mă relaxam. Lasă că te aștept eu cu cada mea plină. Auzi, nu te mai îmbrăca. Trage un halat pe tine și ia un taxi. Hai că plătesc eu. Asta dacă crede că cu contractul ăsta mă mut la ea, se înșeală amarnic. Auzi, o are plină. Aici. Uite, mă uitam un pic pe dosarul ăsta, că am impresia că îl cunosc pe ăsta de undeva. Cred că e un infractor deosebit de periculos. Ce infractor, mă? Ăsta-i păgubitul. Păi dacă era infractor, mai scria pe dosarul ăsta nerezolvat? Aoleu, și mai vrei să te faci și polițist. Uite, fii atent aici. Ăștia toți
sunt păgubiți, uite, uite. Păi, și de unde vrei să știu eu că mai nou le faceți poze și păgubiților, a? Le facem dintotdeauna, Vandame, dar mă rog, tu n-ai de unde să știi că n-ai făcut școala de poliție, corect. Deci, ce vânt te aduce pe la noi? Matescu, m-a chemat că cică are ceva de lucru pentru mine. Serios? Păi și mie de ce nu mi-a zis că face confruntare cu martori ca să chem figurația? Ai. Hai, lasă că sunt bun și păgubiții la ceva. Oh, Bela. Băgăm. Reject. Iată. Ah, bună, Bela, iubito. Scuze-mă, eram la baie și n-am auzit telefonul. Hai că și eu tot la baie eram. Auzi? Cred că mi s-a înfundat instalația. Nu vii tu repede să o desfunzi? Că trebuie șarpe și tu ai. Mersi frumos. Auzi, stai un pic. Instalația e treabă de instalator, da? Eu sunt responsabil doar cu curățenia, nu așa am stabilit? Păi atunci vino că mi s-a stricat aerul condiționat și m-am încins ca naiba. Sunt fierbinte. Păi cheamă serviciul, că eu nu mă pricep la aere. Plus că acum sunt și foarte ocupat. Hai, pa, pa, pa. Alo? Alo? Sunt și eu o victimă a jafurilor nemernicilor ăstora, la fel ca și dumneavoastră. Păi, v-am sunat să vă spun că poliția vrea să mușamalizeze cazurile noastre. Știu din surse sigure, din interior, că au fost mituiți de borfași. Cu care borfași? Clanul Sângerete știe toată lumea. Nu putem să-i oprim. Trebuie doar să facem o solicitare de confruntare cu infractorii și să indicăm pe ăștia din clan ca făptași. Eu deja o redactez, știți? Părerea mea e să faceți și dumneavoastră la fel. Că dacă punem presiune pe poliție, sigur o să ne rezolve cazurile. Trebuie doar să acționăm într-un fel. Ha, bineînțeles, succes! Uite-mă cum vin banii! Am vărsat cafeaua pe canapeaua asta scumpă din birou și mâine la prima oră am o întâlnire de afaceri foarte importantă. Nu pot să-mi așez partenerii de afaceri pe petele astea. Păi ia repede o cârpă cu apă călduță și șterge-le, că e sigur. Păi am șters și degeaba. Trebuie mâna de bărbat puternică, care să apese. Păi atunci pune-l pe Gogu, dragă, că eu nu pot să ajung, că trebuie să păzesc arestul. Pupăză, lasă vrăjeala, că știu că ai gardian. Nu mai am. Numai că dacă am rămas cu un singur deținut în arest, nu mai permis să-l plătesc, dragă. Ok. Și când o să ieși din post? Apoi, mâine dimineață. Dar să știi că tot nu o să pot să vin la tine, că o să fiu frânt. Și trebuie să mă refac înainte să vin la tine la curățenie. Nu cred că pot să ajung mai devreme de câteva zile. Câteva zile, a? Ok. Tu ai vrut-o. A zis ok? Așa simplu a fost? Wow, ce tare! Și eu sunt o victimă la fel ca și dumneavoastră. Și să știți că toate spargerile au fost date de clanul lui Purcoi. Trebuie musai să-i oprim, că altfel o să se mute în casele noastre. Cum îi oprim? Foarte simplu. Solicităm poliție o confruntare cu martori și indicăm pe ea ca făptași. Că sigur, dacă se văd duși la secție, o să-ți recunoască faptele. Dar bineînțeles, ne vedem acolo. Sigur că vin, cum să nu vin? Să trăiți! Încă unul? Ha! Bună dimineața! Bună! Tăi? Stai că chem pe Gogoașa imediat. Nu la Gogoașa am venit, cu tine am treabă. Am venit să discutăm despre contractul. Opa! Să nu spui că vrei și tu unul. Fii atentă! Te servești și pe tine, dar trebuie să fie neoficial, cam exclusivitate cu Bela. Dar bănuiesc că nici tu nu vrei să afle Gogoașe, că ăsta face circațațele, că seamănă cu măsa. Pupăză, da. Am venit în calitate de jurist, reprezint firma Belei. Te anunț oficial că dacă nu prestezi ce ți-ai asumat în contractul semnat cu Bela, ne vedem la tribunal. Yes. Dar am prestat, cum să nu prestez?
Da, dar nu ai prestat corespunzător. N-am prestat corespunzător. Bă, am prestat corespunzător. Minte, dragă. Uite, dacă nu crezi, o să-ți arăt și ție ca să poți să analizezi dacă am fost corespunzător sau nu. Da? Ce faci? Te-ai dat la iubita mea că te spui. Eu? Costele, nu mai sunt iubita ta. Încetează o dată pentru totdeauna. Iauzi. Din cauza lui asta nu mai ești iubita mea, nu? Te-a zăpăcit de cap că stai cuplesc cu el, nu? Bela știe? Na, tăraule, nu m-am cuplat cu el. Și da, Bela știe, tocmai am trimis să discutăm despre un contract. Contract? Doamne. Cred că mai degrabă despre un contact, că de la mine așa s-a văzut. Păi asta și era contact. Și dacă ar fi așa, care e problema? Cine ești tu să mă tragi până la răspundere? Că nu înțeleg. Dar nu te trag pe tine la răspundere. Pe ăsta trag la răspundere. Pe nemernicul ăsta care fură iubitele prietenilor. O să mi-o plătești, popoasă. Uite, bă, ăsta cere bani pe tine, e țigan. Unde rămăsesem? A, da. Trebuia să-mi spui dacă mi-am respectat toate clauzele din contract. Dacă mă mai atingi o singură dată, o să scap de contract. Pe motiv de forță majoră. Adică, deces subit. Pe mine nu mă interesează calitatea prestației tale, ci cantitatea. Și dacă mai aud o singură dată că nu răspunzi prompt la solicitările contractuale, ne vedem la tribunal. Eu atât am avut să spun. Deci doamna joacă tare. Cantitate, bine? Atunci, let's play, baby. Sigur că vin, șeful, cum să nu vin? Când e confruntarea? Am înțeles să trăiți. Ai văzut, baby, că m-a chemat Mateescu? Mm-hmm. Și fără să mai verifici tu prin dosare tot felul de indicii, mm-hmm, m-am descurcat singur. Mm-hmm. Deci, sunt bou sau... Dăuraș. Trebuie să verific. Pisica, pisica, stai că trebuie să ajung la Mateescu. Ei, dacă ești tăuraș, ajungi că la aleargă repede. Dar și dacă ești bou, ajungi. Că înseamnă că nu facem nimic. Deci ce ești, tăuraș sau bou? Tăuraș, pisica. Bou. Deci ți-ai făcut timp și pentru mine. Păcat că a trebuit să te sperii cu avocat. Stai liniștită că nu m-ai speriat deloc. Chiar am venit să-mi respect contractul. Cuvânt cu cuvânt. Ca să nu mai avem niciun motiv de litigiu. Așa mi-a cerut pitbull-ul pe care le-a smuțit pe mine. Asta ca să nu-i zic cățea, că s-ar oftica Gugu. Știi că e foarte sexy chestia asta cu menajerul. Da, data viitoare să-ți aduci și un shorts ca Freddie Mercury în I Want to Break Free. Mega sexy. Da. Gogoaș, deranjezi. Așa și? Dar lăsa-l dragă că nu deranjează, Gogule. Du-te și fă-te comod. Că sunt la treabă, Gogule. Ce crezi? Gogoaș, ai treabă. Nu am. Cu Cora! Exact, cu Cora nu mai am treabă, că mai noi e ocupată cu dumnealui. Iauzi! Știu juridic, dar nu o să mai fie, că o să ne rezolvăm acum toate litigiile. Da. Dacă ne lași. Nu pot. Gogoașă, ieși. Nu pot. Gogoașă, ieși. Nu. Gogoașă, ieși! Ok, ok, ies, dacă mă rogi așa de delicat. Am folosit să fie. Unde rămăsesem? Senior. Aici. A, nu rămăsesem aici, că în contract nu scrie decât de servicii de curățenie. Dacă ai uitat, mai citește-l odată. Sau cheamă jurista să ți-l citească. Eu nu fac altceva decât să execut ceea ce este stipulat acolo, ca să nu mă cheme în instanță. Ea a zis. Ce de praf. Păi și banii mei? Nu trebuia să mă plătești pentru figurația de la confruntări? Ba da, dar acum n-am. Că toți banii s-au cheltuit cu aducerea suspecților. Că a trebuit să-i pescuim de prin toată țara. Ai idee câte benzină am consumat? Nu, dar sper că a scos o motă pe toată de paraza Bucureștiului. Că dacă mă duc acasă fără bani, îmi dă foc Ema. Ignifughează-te. Tu dă, dracu. Gata, e totul lună. Perfect. Dar acum trebuie să treci la podele. Și după ce termin podelele, la baie.
Adică vrei să fac și baie? Adică să fac și baia? Normal, că în contract scrie că asiguri servicii complete. Da? Da. E, păi atunci înseamnă că pot să fac și asta. Alo, 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 ușurel! Ho! Dacă vrei să rămâi la nivelul superior, trebuia să accepti de la început. Dar pentru că ai vrut munca de jos, rămâi la munca de jos. Atunci mă duc la baie. Na. După podele. Și mă obligă să fac sex cu ea ca să-mi vireze banii pentru facturi. Păi ăsta e șantaj, pupăză. Trebuie să o reclami. Pă, de altă parte, vezi că poți să fii tu acuzat. Eu? Da, de prostituție. Cum de prostituție? Așa bine, că te plătește pentru... nu? Pe factură. Pe factură, pe nefactură, te plătește pentru... Nu-mi bine făceți voi o înțelegere amabilă și rupeți contractul cu acordul părților. Că dacă o să vă judecați, nenic, o să se afle la ziare și o să ți se aducă buhuhu. Tu vrei să-i strigi lumea pe stradă prostituatului? Cum să mă strigi, mă? Uite așa bine, pupă-ză prostituatul, pupă-ză prostituatul. Să zice buhuhu, n-am văzut. Păi nu vreau, îți dai seama că nu vreau. Păi așa, bă, gândește-te bine ce faci. Salut, Chiorete! Mă, vezi că... Mă, Chiorete! Pupăză e foarte bine, mă. E foarte bine. Ha. Auzi, pupăză, dă și mie niște bani împrumut, că am de încasat de la secție, deci o să ți-i dau înapoi. N-am, mă, Vanda mea, n-am. Aha! Dar pot să te ajut să faci rost. Că eu am un contract de prestări servicii cu Bela și pot să te las pe tine să prestezi în locul meu. Bă, tu vrei să mănânci cu Oliva? Fii atent că ți-o mănânci și pata. Că dacă află Ema cine m-a trimis la Bela, te omoră și pe tine. Băi, Vandame, e doar un contract de curățenie, atât. Adică eu sunt femeie de serviciu sau care-i treaba? Că n-am înțeles. Bă, popă, am și eu o demnitate, am o prestanță, nu pot să... Ema! Vandame nu vrea să facă bani! I-am oferit un loc de muncă și m-a refuzat! Așa, mă, irresponsabilule. Adică de la poliție n-ai fost în stare să aduci niciun ban și nici alți bani nu vrei? Bă, vreau iubito, mă, prăceasule. Ce să spun? De-aia am crezut că e la Caterinca, că zice la mișto, de-aia am zis că nu vreau, dar mă duc să fac treabă. Păi atunci hai să semnăm și un contract ca să vezi că nu e nici la mișto, nici la Caterinca, e real. Întreb? Pune mâna și fă bani, te mai uita. Vandam! Da, șefa. Du-te, mă, acasă. Du-te acasă, că-ți dau eu banii pe care trebuie să iei de la pupăză. E bine? A, nu e bine, șefa. Nu e bine că pupăză m-a pus să semnez contract cu el și nu o să vrea să-l rupă. E, lasă că o să-l rupă altcineva atunci. Gogoașă! Gogule! Da! Hai! Sunt ok! Știu ce mi-ai făcut, dar de ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut, adică, ce-a fost asta? Clauza de anulare a contractului tău cu pupăză. Ha? Că Gogoașă o să-i spună lui nevastă-ta ce-a văzut și nevastă-ta o să-ți interzică să mai vii aici. Așa scap de contractul cu pupăză. A, da? Da. Păi că să nu scap și de cap, că poate mi-l rupe nebuna, că știi că e geloasă. Și poate ți-l rupe și ție. Mă, ce mi-ai făcut, mea? Mi-ai dat sângele! Să trăiești, șef, cu asta! Mă scuza! Ce-ai slăbit, Chiorete? Mi-a rupt-o aia! Elasticul nasterii și fermoarul, bre! Ce bă cu voi în halul ăsta? Și să ne confruntăm cu niște violențe fără precedent? Lasă dracu limbajul de lemn! Bre, proasă, bre, e urgență maximă! S-a că era clanul, nu sunt girete cu calul, porcui, să trăiți! Păi de ce, mă? Că, să fim ca să trăiți cu respect, că... E să toarnă între ei, vre. Să acuză unii pe alții că e turnători și vrea să înfunde la poliție, adică la noi. Căci că da, a fost chemația acelea la recunoașteri, bre. Da, și noi nu mai ieșim pe stradă. Nu. Noi nu mai ieșim pe stradă pentru că e foarte periculos. Că vrem să aduceți întăriri. Întăriri? Șeful, eu zic să-l chemăm și pe Vandame, că ăla e smart 2 și tot își dorește să fie colaborator al poliției. O să-și bată la ei până îi liniștește. Da, da. Și dacă nu liniștește, ce facem? Fugim acasă. Nu, o chemăm pe tanti. Că,
cap! Bă, ți-au dat aia la cap? Sau și ești tu idiot? Așa e el, pobre! Mă scuzați! Nu! Nu știam de ce să dă nemernicul de pupă să ia cora mea! Pentru că nu mai e cu Bela! Tino? Da! Nu mai e cu Bela? Nu! Pentru că Bela mai nou este ocupată cu Fantam! Ce, mă? Băi! Băi, cum că tu e sigur? Că dacă nu e sigur, o să-l ai pe conștiință pe tăuraș! I-am văzut cu ochii mei! Aoleu, l-o mor! Hey, salut, Gogule! Calma, pace! Bună, pisică! Ce-am făcut? Așa, mă, nemernicule! Te-ai folosit de jobul de la pupăză să te dai la gagică sa ca un măgar în căldor ce ești? Pisică, că nu mă... Ea s-a dat la mine ca să-l facă gelos pe pupăză și să-l forțeze să se ducă la ea și să nu mă mai trimită pe mine în locul lui. S-a folosit de mine ca de un obiect. Și de ăsta ca de un părâcios ce e. Ce să-ți povestesc? Exact asta ești un părâcios. Ca de un obiect, zice, a? Bă, pisică. Bă, băiat, dacă mă minți, o să vezi obiectul lumina ochilor. Ce ți-o meriți, Fantame? O cauți cu lumânarea? O găsești! Da, șef. La secție. Din imediat. Gogule, să-i zici lui Emma că mă chema Matescu la secție, să nu creadă nebuna că am fugit de ea. Al dracu-i vii dacă o să-i spun ceva, da? Ce faci, păpăză? Ce e acolo? N-am nimic. Ce-am? Aici am niște antidepresive. Hai, lasă vrăjeala și scoate contractul pe care l-ai făcut cu Van Damme. Dar de ce? Ce treabă ai tu cu contractul? Zi mersi că are de muncă. Mersi. Așa. Dar vreau să verific suma. Să fiu sigură că m-am mințit și că nu trage din bani. Ia auzi, mă, a început să tragă din bani. Bă, dracu, ce mă copiază. Ce nesimțit. Ia, poftim. Gata cu curățenia la Bela. Acum să vedem dacă se mai duce la aia. Livia, gelul. Suntem în alt serial pupăză. Da! Livia! Emma! Emma, ce-ai făcut, dragă? Ai rupt contractul? Da, l-am rupt, pentru că țăranca de gagică, da? Se dădea la tăurașul meu și ca atare nu are voie să calce pe acolo. Și atunci, la ce bun contractul? Adică vrei să spui că Bela se dă la Van Damme? Aha. Ei, uite că nu te cred. Nu mă crezi. Nu. Gogule! Da? Ia vino! Ia zi-mă! Da? Ai văzut-o pe Bela în mozoale cu tăurașul meu? Și încă ce mozoale, da? Mersi, liber. Cu plăcere. Și dacă te mai prind o dată cu mingea în casă, să știi că ți-o tai! Și mingea! Vezi, Gogule? De-aia te îngrași, că mănânci în continuu. Acum crezi? Auzi? Dar să știi că degeaba ai rupt contractul meu, pentru că Bela are un exemplar. Că i-l-am dat atunci când am cesionat contractul cu Van Damme. Dar dacă vrei, te ajut eu să-l rezolvi și pe ăla. Că tu sigur te știi cu ei, că ai crescut la orfelinat și interlopii de acolo își recrutează oamenii. Oh, stați liniștit, șeful, că rezolvă băiatul. Dar fiți atent, dacă iese misiunea cum trebuie, mă faceți colaborator permanent, da? Van Damme, tu mă șantajezi sau mi se pare mie? Oh. Vezi că eu tocmai te lăudam că n-ai ajuns și tu interlop. Uite, da. Dacă te uitai mai bine pe contractul meu, vedeai ce clauză n-ai respectat. Trebuia să-mi asiguri tu tot echipamentul. Glumești? Păi ce firmă de curățenie ai văzut tu, bă, care să lucreze cu detergentul clientului? A mea? Ia scoate contractul și verifică. Îl ai în față? Stai. Da. Acum, fata, acum! Ce faci, femeie, ai nebunit? Îmi ia părcăzicia, femeie! Că dacă tu credeai că bărbatul meu mai prestează și alte servicii neincluse în contract, te-ai înșelat. Ăsta nu era contractul lui Van Damme, era contractul lui Pupăză. Eu nici n-am contract cu Van Damme al tău! Ah! Să ne pune...
M-am mințit cu contractul ca să aibă motiv să vină non-stop pe aici. Asta a făcut o pasiune pentru tine. Nu, fată, nu venea aici pentru că n-avea încotro. Eu aveam contract cu Pupăză. Și Pupăză e la cesionatul lui Van Damme. Păi normal! Că Pupăză e voyeur, nu se rântoc să facă cleaning. Ema, treaba aia cu cleaning-ul era doar de fațadă. Eu aveam contract cu Pupăză pentru alt fel de servicii. Nu știu dacă înțelegi tu unde vreau să bat eu. Pe bune? Da. Oh, ce tare! Păi știu. Dar acum cum îl mai aduc eu aici dacă tu mi-ai rupt contractul? Stai liniștită că am eu o idee. O rezolv, stai liniștită. La seara! Ia ghiciți cum am aplanat conflictul. Hai, și greu al dracu. Mai bine ne zice la ce spital e internat Pailu Purcoi și la care spital Pailu Sângerete. Sunt fiecare acasă la ei, bă, Chiorete, că am aplanat conflictul pașnic. Doar nu mă coboram să bat cetățeanul de rând cu o brută fără neuron cum ești. Cum sunt alții de pe aici, de pe secție. Alții, da. M-am așezat cu ei, frumos, la masa negocierilor, la o cârciumă, exact cum a făcut Becali cu ea de a-i tira mașina. Și le-am zis că nu s-au turnat-o din palți. Bravo, mă! Ha! Păi în cazul ăsta chiar merit să fii colaboratorul nostru permanent. Oh, servesc pe patrie, șeful! Servești pe măta. Mă scuze. Nu este pe lume plăcere mai mare. Dați gloriațării orice sărbătoare de... Ce, mă, Van Damme, ai câștigat la loz în plic? Exact, Pupăză, am tras lozul cel mare. M-a angajat Matei cu colaborator la poliție. Bravo, mă, Van Damme. Păi asta înseamnă că acum o să ai și tu banii tăi. Până ți ia nevastă-ta, evident. Dar de ce ești așa în verbă? Ți-a picat cumva vreo moștenire? Mai bine. Am scăpat de contractul cu Bela ăla de curățenie. Măi, mă, ce era? Ce-ai făcut, dragă? Tu n-ai rupt contractul când erai la Bela? De ce mai minți, mă, că Van Damme are contract cu aia? Credeai că scap tu, nu-i așa? Și mi-ai trimis năurașul în gura nimfomanei. Mișcă imediat la Bela, că altfel aduc fetița acasă din seara asta și o pun să urle la tine în dormitor, vrei? Nu, lasă că stai liniștită. Mamă, ce fiară, ce pisică, ce bestie ești! Hai, lasă vrăjeala și treci și semnează contractul ăsta. Hai! Stai, mă, pisică, că eu nu mai pot lucra la Bela, pentru că m-am angajat la secție. Nu mai pot lucra în nicio altă parte, deci nu pot să semnez contractul. Păi tocmai ca să nu lucrezi la Bela sau la altă Belă, trebuie să semnezi contractul ăsta. Și vezi că ai clauză de castrare dacă nu respecti. S-ar putea să te castrezi chiar acum, că mi-am amintit că te-ai lăsat pupa de aia. Vezi cum ești? Tu, în loc să mă premiezi că m-am angajat în poliție, stai cu gura pe mine tot timpul. Hai de bătic să ne împăcăm. De bătic. Nici să-mi te gândești la premiere, că eu nu te pup după ce te-ai băloșit cu aia. Semnează odată! Auzi, bă, cina cea de taina interlopilor bucureșteni. Hai, dracu, paparații ăștia, nimic nu le scapă, mă. Ia vezi, bă, Chiorete. Mă, nu zici că are dreptate, lume? Păi? Că tu mai degrabă ai față de interlop decât de polițai. O glume de milițieni. Păi și tu ce vrei să fii, mă, nu miliță? A? Vezi că te jignești singur ca prostul. Prostule. Prostule. Da, mă, nu mai... Gata. Da, vă rog. Cum? Sunteți sigur? O clipă doar ca să verific informația. Cine-i bre? Unul dintre păgubiți l-a văzut pe Van Damme în ziar și a adus aminte că a fost și el la confruntarea cu martori. Și acum vrea să-l identifice ca infractor. Ce ți-am zis eu, bă, că tu mai degrabă aduci la față cu interlopii decât nu mai dau? Glumele, idiote, gata! Alo, am revenit. Să știți că personajul pe care l-ați recunoscut este omul nostru. N-avea cum să fie el făptașul. Da. Dacă nu mă credeți, uitați, vi-l dau la telefon că e aici cu noi. Să vă confirme el. Da, imediat. Zi-mă. Să trăiți! Așa e cum zice șeful. Noi suntem colegi aici la secție. Ce? Adică o să fim colegi. Ia, stai!
ești tu cumva ăla care m-a sunat și mi-a zis să cer confruntarea cu martor? Că știi tu că infractorii sunt din clanul lui Sângerete. Nu, e adevărat, mă confruntați! Asta mă confundați! Nu te confund deloc, că mă pricep la voci. Am fost producător muzical. Mulțumesc pentru informație, domnul producător. Să trăiți! Deci așa, măi, nemernicule, mi-ai pus toată interlopimea pe cap pentru niște mărunțiși? Păi atunci îți iei adio și de la bani și de la colaborare. Să desfătese un pic șeful, să știți că este dreptul meu! Sau vrei să-i zic lui Sângerete din cauza cui s-au învrăjbit oamenii lui cu purcoii? Nu, așa ziceam și eu, că nu. Să trăiți! Să trăiți și eu. Lasă-vă, Zimierci, că ai scăpat ieftin. Că putea să te trimeați acasă să aduci bani în dărât pentru decontarea benzinii și motorini pe care ai cheltuit o seție cu aducerea ăstora, Cile. Aola. Și oricum, n-aveai tu față de polițai, vă ți-am mai zis. Vai, că mă ajut. Ce e, mă, cu... Doamne! Mi-a dat dracu în așpării și fermoarul, bre! Haide! Să trăiești! Mă scoam! Mă scoam! Păi așa e, că uiți, dai sănătate să trăiești. Hai, pădă.